numele meu este Vasile Poenaru, conduc, sunt, mă rog, publisher pentru mai multe edituri și imprints. Astăzi avem editura E-Literatura în fața dumneavoastră. Editura E-Literatura este realizată în urma unui protocol încheiat cu Uniunea Scriitorilor, reprezentată de domnul Gârbea. Și această editură caută să promoveze literatura scrisă de cei mai buni autori din țara aceasta și să, mă rog, cât de cât contracareze piața de traduceri care nu numai că ne-a furat cititorii, dar nici nu ne-au educat foarte tare. Deci, E-Literatura caută să obțină fonduri, sprijin financiar și mai departe, astfel încât să putem să promovăm și literatura română, această literatură care se citește din ce în ce mai puțin și în care poporul român are din ce în ce mai puțin încredere. Poporul român a fost învățat că e mai bună literatura altor popoare și că traducerile sunt superioare literaturii originale. Este o idee complet greșită pe care încercăm să o combatem. Literatura poporului nostru trebuie să fie scrisă de români, pentru că ei sunt singurii care au organele necesare pentru a simți în ce direcție merge noua sensibilitate românească și care sunt adevăratele noastre gânduri și pe ce se întemeiază adevărata noastră viață culturală. Deci, nu traducerilor. Cam asta ar fi mesajul nostru. Sigur, nu este un nu definitiv și absolut. Sigur că trebuie să avem întotdeauna contact cu literaturile mari ale lumii, ca să putem să ne sincronizăm. Dar în momentul în care traducerile, care de foarte multe ori, cam în, hai să vă spun 90%, dar cel puțin 5% din cazuri sunt făcute prost și în grabă, traducerile ne dezeducă sau educă prost cititorii. Ok, revenind. E-Literatura se numește E-Literatura pentru că aceste cărți pe care le vedeți au și o variantă electronică. De asemenea, se publică și în formatul, așa zis, print on demand, adică imprimarea la cerere. Această imprimare la cerere se face în țările europene și în Statele Unite, în așa numita ediție internațională, astfel încât și diaspora poate să-și comande aceste cărți de la ei de acasă. Dacă locuim în Germania, facem comandă la Amazon.de, adică Amazonul german. Dacă locuim în Italia, la Amazon.it, www.amazon.it. În Spania este ES, așa cum România este ERO. Da? Și cartea vine din apropiere, de multe ori nici nu se plătește transportul. Pe când dacă o trimitem noi de aici, peste ocean, transportul internațional este cam de 3 ori mai scump decât cartea. Americanii o cumpără desigur din Amazon.com, canadienii din Amazon.ca, ca. Deci, iată, avem posibilitatea să oferim tuturor vorbitorilor de română aceste cărți, atât în format tipărit cât și în format electronic, și ne străduim ca în E-Literatura să aducem toată literatura valoroasă contemporană. Adică E-Literatura. Asta e. Adică E-Literatura. Ok. Adică nu E-Traducere. Ok. Și iată, avem 3 cărți foarte frumoase, foarte valoroase. Avem volumul de poezii Strada Lăcustei de Victoria Emilescu. Doamna Victoria Emilescu. Avem volumul de poezii O harfă de nisip de Dana Opriță. Eu sper că Dana ne urmărește acum pe Facebook, pentru că domnul Voicescu, cel care ne ajută cu ediția
electronică, deținătorul platformei ibooksquare.ro, se trebuiește să transmită pentru toată lumea de pe acest blog întâlnirea noastră de aici, astfel încât suntem și local, dar și internațional în același timp. Al treilea volum de versuri se numește Trecătorul și alte poeme, aparține poetului Florin Costinescu. Și în acest moment ați înțeles de ce am început prezentarea asta, spunând că avem pentru dumneavoastră trei cărți foarte valoroase. Pentru că avem trei autori foarte valoroși. Aș vrea să vorbesc puțin despre Dana Opriță, o harfă de nisip. E o poetă de rară sensibilitate, o poetă care comunică cu Dumnezeu și cu oamenii într-un mod aparte. Iar o altă poetă, prietena noastră, pasionarea Stoicescu, este pregătită să ne conducă mai mult în universul liric al Danei Opriță. O să vă rog să-mi permiteți să stau jos. Am fost la o altă manifestare unde am stat în picioare și mi-a părut rău pentru toți cei care au venit acolo și au trebuit să suporte. Asta a fost situația. Aici e o treabă mai umană. Îngăduiți-mi, vă rog să stau jos. Dana Opriță nu este aici fizic cu noi. Dar spiritul ei bântuitor, spiritul ei care când vorbește cu Dumnezeu, când vorbește cu noi oamenii, este aici alături. Sunt bucuroasă că am îndreptat-o spre e-literatura. Ea locuiește în America și din când în când vine și în țară. M-a rugat să-i recomand o editură. Ca fost editor și ca scriitor, vă dați seama că știu foarte multe edituri prestigioase. Dar e-literatura, dacă ați fost atenți că l-am completat pe Vasile și am spus e-literatura, nu pentru că electronic, ci pentru că e literatură. Asta este. E o editură unde, spre deosebire de alte edituri, se publică literatură cu adevărat. Sunt fericită că astăzi, chiar dacă nu e Dana Opriță, sunt alături de colegii și prietenii mei. Poeta care mai devreme ne-a încântat, Victoria Milescu, o victorioasă și o dedicată scrisului, poetul Florin Costinescu, iarăși un sensibil și cu state vechi de funcțiune și în eseistică și în poezie. Aici lângă mine este criticul de artă, scriitorul, eseistul Titus Bujeu, care a fost la lansarea unei antologii de poezie rusă contemporană, pe care am lansat-o la editura Comunității Rușilor din Oveni și sunt fericită că această carte a putut să apară acolo. Iar în privința lui Gruia, la ultima noastră întâlnire la librăria Sadoveanu, unde lansam cartea Emiliei Dănescu, era atât de pătruns de poezia Victoriei, încât la un moment dat s-a trezit ca în loc de Emilia Dănescu să spună Victoria Milescu. Îl dau de gol aici. Asta e bine. Suntem aici, noi, între noi, noi cei legați de carte și pentru care cartea și mai ales poezia încă înseamnă ceva. Întorcându-ne la Dana Opriță, ea și-a trimis un cuvânt înainte și a rugat o tânără și generoasă lucrătoare la editura e-literatura să-i o citească. Aș vrea să-i dăm întâi cuvântul Danei Opriță, ascultând-o pe Zâna cea bună,
cum îți zice ție, Dana? Spune-ți numele? Gina. Gina, așa. Gina Regina. Gina Regina. Am vrea să eclipsez pe cineva, nu de alta, nici n-aș putea, chiar dacă aș vrea, să eclipsez personalitățile de aici. Dana Opriță este absolut special. Și o iubești dacă ai emoții, e clar. Când în sun, până dumneavoastră, o să citesc puțin mai târziu. Eu am încercat să-mi pasez emoțiile, când însuși glasul gândurilor tace. Când depărtarea, iertați-mă, este kilometrul zero al lui acasă. Când trăiești între două lumi, ca mine, sau între două nopți, când numești arghezii cele două enorme repere, material și spiritual, și nu ai decât puterea gândului ca să poți totuși să fie în locul unde ți-ai dorit, atunci îmi rămâne doar speranța că deși absentă, sunt prezentă acum, aici. Sunt convinsă că este prezentă acum, aici, pentru că eu plâng prin ea. Sau ea plânge prin mine. Citiți dumneavoastră. Bravo, bravo. Mulțumesc editurii E-Literatura că m-a găzduit din nou. Directorului ei, sensibil și îngăduitor, Vasile Poenaru, care, poet fiind, înțelege disperarea de a îmblânzi limbajul folosit zi de zi în cele mai nepoetice situații și a-l transforma în unul original pentru versuri, folosind o formă cât mai îndepărtată de cea uzuală, obișnuită. Mulțumesc celor doi exemplari intelectuali, pasionar Ian Stoicescu și Titu Slujeu, scriitori și critici în același timp, ce acoperă largi arii ale culturii, dragi sufletului meu, le mulțumesc pentru delicatețea modului lor de a fi cu mine, pentru mine, pentru ceea ce scriu. Mulțumesc lui Daniel Nicolescu, întotdeauna inspirat în conceperea copertelor cărților mele. Dar, mai presus de orice, mulțumesc bunului Dumnezeu că ne îngăduie pe noi poeții, chiar dacă restul lumii pretinde că nu are nevoie de astfel de exemplare. Regret din tot sufletul că nu sunt aici și sper că, până la o nouă revedere, harfa mea să anuleze măcar puțin distanțele. Cu drag și dor, Dana Opriță. Desigur că m-am aplecat și asupra acestei a doua cărți a Danei Opriță. Prima a fost scoasă tot la E-Literatura și s-a numit Poeme Necanonice. Deci după Psalmii Necanonici, această harfă de nisip, atenție, nu harfa de nisip, modest, o harfă de nisip. Este un lung poem al deșertăciunii deșertăciunilor, fragmentat pe episoade și concepte, totul circumscris condiției contemporane privind poetul și poezia în această lume. Ce lume? O lume în care totul este posibil și nimic nu e adevărat. O lume cu care te-ai spăla pe mâini, pentru care ți-ai lăsat la ușe bocancii înnoroiați, ai adormit cu obrazul pe bunătatea ei de lume bună.
ai îndrăznit chiar să-i vorbești. Ai spera că te și înțelege. Ți-ai lăsat la păscut turma ta de amintiri inutile. O lume în care trăiești, unde totul este adevărat și nimic posibil. Numele cărții mi-a amintit de Borges, orbul atât de clar văzător. Multe din poemele de aici trec prin Ecleziast, cu vânarea de vânt. Iar dacă e să includem în acest corpus metaforic și unitar al cărții și singurătății și coperta, executată admirabil de Daniel Niculescu, aș spune că poemele ei haicuiesc despre singurătăți, tristeți, îmbrăcate în grej, gri, bej, culoarea prafului care ne guvernează. Nimic, doar un val întrebând timpul cât mai are de stat sub soare. Am citat din poemul Impresie. Totul e gândit și simțit în logica poeziei expresioniste, cu o miză mare pe reflexivitate. În orice fragment întâmplător de viață este găsită o corespondență poetică, cel mai adesea cu tentă melancolică, uneori subsumată unei parabole. Poeme ca Pana de Gâscă, poem despre frică, poem despre minciună, poem despre singurătate, sunt câteva mostre în acest sens. Citat. Cu picioarele ei nedrept de frumoase și pantofi delicați din pielea cea mai fină, tocuri înalte, fuste scurte, scurte, urechi lungi și limbă ascuțită, minciuna este atât de perfectă încât nici ea nu mai știe ce a mințit. Am citat din poem despre minciună. Sau, frica este un sentiment însemnat. Asta ar vrea să spună că are tot felul de semne, de întrebare, interrogative, de exclamație, exclamative, sau și de unele și de altele în ce ordine doriți. Am citat din poem despre frică. Mizând discret pe calitatea lirică a repetițiilor, ca în unele poeme târzii ale lui Zaharia Stancu. Tonul, când disperat, când jemanfișist, când demn, când sarcastic, n-are nimic din mimarea trăirilor limită, ci denudează o mobilitate afectivă excepțională, cu arta regizării autenticului. Ca o amintire a profesiei sale de altă dată, a fost regizor la televiziune într-o perioadă, într-o lume de făcături și de imbecili prefăcuți că mai simt ceva. Ploi, vânt, ploi. Tot tacâmul e pregătit. Îl știți bine, nu mă mai repet. Dumnezeu a uitat de curcubeu. Sau poate se gândește serios să revină asupra legământului pe care l-a făcut cu Noe. Un mic potop n-ar strica. Oamenii au redevenit atât de răi. Trebuie luate măsuri până nu e din nou prea târziu. În paranteză, întotdeauna este însă prea târziu. Am citat din poemul despre grotesc. Viitorul poeziei al celor ce o scriu este admirabil presimțit în Pana de Gâscă. O să ajungem să scriem pe colțuri de ziar, peste alte poeme, ca niște fotografii de două ori expuse, peste vechi scrisori, de dragoste sau nu, pe ziduri, toate casele sunt rescrise de ploi și de zăpadă, peste foste declarații de tot felul, totul se va transforma în poemele clipei de-apoi, în care nimic nu mai contează, în care totul a fost transformat în poemele
clipei de-apoi, în care totul a fost, era să fie, s-a întâmplat să se întâmple. Vom nota peste papirusurile zilei, nopții, pseudopoeme de dragoste, blesteme, anonime, semnate eu, atenție, eu poate să mai însemne și altceva, sau cu vreo inițială de tip ABC. Vom ajunge apoi să uităm, să vorbim, să mai desemnăm, să mai desenăm litere, să formăm cuvinte. O să ajungem să nu mai fim știind că totul e inutil. Și totuși, poate va pricepe în fine cineva că viața e mai mult decât accidentul nașterii tale, că se întâmplă să nu poți exista fără a desfășura poezii pe albul ochilor sau negrul de fum al memoriei. Ai vrea să inventezi viitorul, să-l cobori la picioarele tale și să-ți găsești liniștea din fiecare pagină pe care vei avea de împletit imagini pe care ei le vor descifra doar cu puterea gândului ce doarme încă. Noua, vechea carte a Danei Opriță, spun noua vechea pentru că, conform datării, poemele ar fi scrise în perioada 98-2000, dar că le sunt atât de actuale. Deci, noua carte a Danei Opriță e o apariție deosebită prin intenția ei lirică, prin interpolarea notațiilor egocentrice în mediul contemporan din cele două lumi în care trăiește, aici și peste ocean, prin pendularea indecisă între participare și detașare, între tristețe și ironie, nesimulând profunzimea, ci practicând-o. I-am zis acestei microcronici pe care i-o voi da lui Vasile Poenaru, presentimente și resentimente poetice. Mulțumim din inimă, o analiză extrem de atentă, de profundă și de adevărată. O să-l rugăm pe eruditul om de cultură, Titus Vâjeu, să ne vorbească puțin despre această carte de asemenea. Mulțumesc, domnule director, și am reținut, a spus puțin. Voi vorbi puțin, pentru că sunt multe de spus în această zi destinată poeziei și pentru că domnul Lucian Gruia vorbea despre, încerca să răspundă interogației ridicate chiar de doamna Milescu în carte, ce este poezia. Mi-am amintit de o scrisoare pe care Jorge Diego i-a adresat-o lui Federico García Lorca în 1931. Și în acea scrisoare, acest minunat component al grupului 27, alături de Dámaso Alonso, de Lorca însuși, de atâția și atâția mari poeți spanioli, îl întreba ce este poezia, ce crezi că este poezia, iar răspunsul lui Lorca a fost scurt. Ni tu, ni eu, ningun poeta no sabemos lo que es la poesia. Niciunul dintre noi nu vom ști probabil vreodată ce este poezia, deși sunt aici poeți minunați, ca Victoria Milescu, ca Pasionaria Stoicescu, ca Paula Romanescu, ca Teodor Răpan, oameni care, dacă nu i-am citat pe toți, mă rog, unii stau ascunși, de exemplu Ion Filipoiu se ascunde de romanița Spencer, Vasile Grigore totdeauna a stat așa într-o umbră pe care și-a creat-o ca un mare pictor, dar vom continua să ne întrebăm, probabil toată viața, ce este poezia și de ce o căutăm. Pentru că și asta este o problemă. De ce avem nevoie de această căutare? E bine, în urmă cu o jumătate de secol, venea spre Europa aceasta în care, cum spune un alt poet spaniol, mă uit la Vasile Grigore, care e un bun cunoscător al poeziei spaniole, e vorba de Félix Grande,
care spunea așa că în Europa bătrânețea vine pe neașteptat. Probabil că și pe alte continente se întâmplă la fel, dar noi ca europeni acreditați acum putem să dăm dreptate acestui vers. E bine, cu 50 de ani în urmă venea spre noi din America o harfă de iarbă care ne frăgezea sufletele. Era o harfă de iarbă a lui Truman Capote, trimisă către bătrânul nostru continent și descopeream o lume seducătoare, o lume adolescentină, o lume vibrantă. Și iată că, după jumătate de veac, o altă harfă vine tot din America, din Carolina de Nord, North Carolina, cum să zic, pentru a ne lumina nedumeririle noastre continentale. Cred că Dana Opriță, care este o poetă de o sensibilitate aparte, cei care au apucat să-i citească în urmă cu 20 de ani, cred, volumul de la Eminescu intitulat Scrisori dintr-o săptămână imaginară, au remarcat acel monolog teribil al ei, care stă între ființă și neființă, sau cum ar fi spus Vladimir Vysotsky, pe care l-a tradus, din care ne-a citit astăzi Pasionaria, l-a inclus în admirabilă antologie, alături de Robert Rozhdestvensky, alături de Bela Hmadulina, de Alexandru Isaievici Solzhenitsyn, despre care puțin știm că a scris și poeme minunate. Ei bine, Vladimir Vysotsky, care era un cântăreț, dar și un mare actor, care e autorul unui poem, Moi Gamlet, Hamletul meu, putea fi auzit pe teatru, pe scena teatrului Taganka, condus de Yuri Lubimov, prin faimosul A fi sau a nu fi, care în rusă suna cu vocea gravă a lui Vysotsky, Bâci, ili, nebâci. Admirabila Paula Romanescu, care știe toate limbile, vedeți și rusește, cum spunea Beliuc. Beliuc spunea, pe unde merg, pe unde mă duc, toată lumea privește, vorbește, acesta e poetul Beliuc, știe șapte limbi și rusește. Forma corectă vă dă Ioan Adam la timpul potrivit, că el este și editorul unui volum de poezii de dragoste de Mihai Beliuc. Dar să revenim la această poetă minunată, care este Dana Opriță, o făptură de o discreție extraordinară, a realizat zeci de emisiuni la televiziunea română, a pregătit o teză de doctorat susținută la profesorul Negrici, o teză despre teatrul ca spectacol, deci mai mult o teză de spectacologie decât de istoria teatrului. Am îndemnat-o să o tipărească și pe aceasta. Iar anul trecut m-a sunat, îi auzeam glasul prima dată la telefon și nu la televizor din banda magnetică a emisiunilor ei. Mi-a spus, am telefonul tău de la PASI. De unde putea să-l aibă? PASI este releul care ne apropie într-o lume atât de browniană și mi-a spus, vreau să ne întâlnim, să-ți ofer o carte. Cartea a apărut cu două zile înainte la E-Literatura și se numea Întâia Poruncă. Când am auzit numele, bineînțeles, am acceptat imediat să ne întâlnim, pentru că numele ei mi-era cunoscut, iar un admirabil membru al familiei, chiar părintele ei, avusese un rol în destinul meu în anii 70, făcând în așa fel să nu rămână oasele mele tinere pe terenurile de instrucție de la Lipova, unde fusesem încorporat ca tânăr absolvent al școlii de ofițeri de acolo și, printr-un gest magnanim, m-a restituit Bucureștiului,
la școala de ofițeri de rezervă numărul 1, unde împreună cu Mircea Daneliu, cu Vladimir Găitan, foștii mei colegi de facultate de la IATC, am reușit să facem o armată precum un spectacol. Dar poezia pe care am găsit-o în întâia poruncă era o poezie de o gravitate extraordinară, o poezie a psalmilor necanonici, cum spunea, cum amintea și pasionaria. De altfel, și noul volum are drept motto un alt psalm, cum spun italienii, psalmii davidici. Acest psalm 21 al lui David, pe care cred că ar trebui să ne-l amintim în fiecare zi. Ca apa m-am revărsat și s-au risipit toate oasele mele. Vă mulțumesc! E bine, pe acest fragment de psalm se alcătuiește această poezie, care este o poezie, aș spune, a trecerii pragului. La un moment dat, ea are chiar un poem care se cheamă Franchir le seuil. Și probabil doamna Romanescu cândva o va traduce în limba franceză pentru a avea și posibilitatea să traducă titlul în limba română. Ei, sigur, această poezie este o poezie a căutării continue, a căutării cu obstinență, cu obstinație a unei realități fotonice anume, pe care numai credința ne-o poate asigura. Aceea a luminii, a aurei, lumina, spune ea, se apropie. Îi simt respirația în ceafă, mă deslipesc de trup. Îl privesc cum stă cu minte și mă așteaptă, s-ar putea să-l dezamăgesc, s-ar putea să nu mai vreau să mă întorc. Lumina e atât de aproape, curând degetele ei mă vor cuprinde, râvnesc la mângâierea ei, la dragostea ei, nimic nu tulbură această fericire. Poate dar tu, teluric destin al meu, toate castelele s-au năruit, toate răspunsurile au fost date, nimic nu mai este decât o inutilă lacrimă prăbușită în arena unor foști gladiatori. Și poate în felul acesta, prin versul penultim pe care vi l-am citit, am găsit și răspunsul la întrebarea ce este poezia, o lacrimă prăbușită. Mulțumesc. S-a întrebat ce-o fi poezia, ce este poezia. Păi cum ce este? Este o alcătuire de cuvinte în care un om este chemat să-și zidească propria lui simțire, mai puțin gândirea. S-a spus aici că poezia pare să fie o apă, spunea domnul Titus Dujeu. Sigur că da. Chiar și o apă poate să fie, pentru că nu vă plac traducerile, dar am găsit un poet francez care are o ilustrare perfectă a acestei teme. Spune, je garde encore un souvenir du relief que j'étais. Păstrez încă o amintire a reliefului în care eram. Un ochi, o apă. Un ochi qui avait la forme d'une bouteille et qui jugeait tout d'après ses formes. O apă care avea forma unui vas și care judeca totul după acea formă. Și conchide absolut superb, care poate să fie deopotrivă și o definiție a poeziei. Chacun de nous est une bouteille qui imprime une forme différente à la même eau. Fiecare dintre noi este un vas care imprimă o formă diferită aceleiași ape. Asta este poezia. Forma diferită a comunului prin care trecem. Dumneavoastră, domnule Florin Costinescu, spuneți că sunteți un trecător.
toți suntem niște trecători, într-un fel sau altul. M-am trezit și eu trecător fiind, într-o zi când, ducându-mă în satul meu natal, nu prea am putut să intru în poartă, pe ușă, pe poartă, din cauza zorului de iarbă. Crescuse peste mata de iarbă atât de mult, răstămăcind o altă poezie pe care mi-a turnat-o mama într-un singur cuvânt. Vei vedea că nu vei mai putea, că vei simți cum nu mai suntem noi atunci când vei veni acasă și nu vei mai putea să intri pe ușă, pe poartă. De ce? Din cauza zăvorului. Dar noi n-am avut zăvor la poartă niciodată, mamă. Din cauza zăvorului de iarbă. Și am înțeles ce înseamnă acel zăvor de iarbă, tot un fel de poezie. Și ziceam că în satul veșnicie, ținut cu flori de dor, mă întorc. Mă recunoaște? Am plecat cam de mult în câine, pe la uliță mă privește abătut, un vecin în tot spune de nu știu ce răzor. Dragul casei noastre, doar umbra lopilor. Livezile înstelate cu ieri au noptat absența în fioare, precum un scurt lătrat la poarta prevălită sub dal de flori de măr. Iertare veșnicie, sunt doar un trecător. Trebuie să existe poezia, se scrie mult astăzi, așa se spune cel puțin. Nu se scrie mult, se scrie pentru că noi suntem mulți și noi vrem cu toții să ne facem auzit glasul măcar o singură dată. Cum să-ți faci auzit glasul o singură dată când poezia, într-o altă posibilă definiție, este doar reflectarea unei voci care a tăcut de mult și într-o oglindă care nu mai e oglindă și are devenit nisipul de altă dată. Suntem foarte grăbiți. Poetul acela de care ați amintit și care în timpul lui era mult mai celebru decât cei care au rămas, pe care îi socotim noi astăzi niște somități ale literaturii, ale poeziei franceze, s-a bucurat de foarte multă apreciere între contemporani. Atenție, dragii noștri confrați poeți, să nu cumva să picăm în atenția celor care trăiesc odată cu noi și să spună că suntem mari. Înseamnă că suntem corespunzători doar pentru un timp anume. Poezia trebuie să răspundă tuturor timpurilor. Iată, un Omar Khayyam știe să răspundă tuturor timpurilor. Și a trăit săracul acum vreo mie de ani. De mii și mii de deacuri se învârt în spațiul aștept. De mii și mii de veacuri zori și-a sfințituri sunt să calci ușor că poate fărâma de pământ pe care sparg. Aldată erau doi ochi albaștri. Aceasta e poezia. Nici nu are nevoie de definiție. Se definește singură.